Inspectoratul pentru situații de urgență al județului Prahova a intervenit pentru stingerea unui incendiu la o cisternă încărcată cu aproximativ 14.000 de litri de motorină. Aceasta se afla în rampa de încărcare a auto. Incendiul s-a manifestat cu degajări mari de fum. Eforturile s-au concentrat atât pe stingerea incendiului, cât și pe protecția zonele imediat învecinate, deoarece la o depărtare nu mare erau rezervoare cu benzină și motorină. Pericolul, riscul nu era destul de mare. A fost riscul, inițial a fost riscul de propagare și la vecinătăți, la aceste rezervoare în speță. Am acționat cu 5 autospeciale de lucru cu apă și spumă, două ambulanțe tip B, o autospecială pentru descarcerare, două autospeciale de prima intervenție și comandă, cu 32 de subofițeri și 2 ofițeri. Era flacără în momentul în care ați ajuns? Da, inițial când au ajuns primele echipaje, incendiul se manifesta cu flacără și cu degajări mari de fum. De asemenea, pentru stingerea incendiului a acționat și serviciul privat pentru situații de urgență din incinta rafinăriei. Mulțumim frumos! Să vă prezentați! Sunt prim adjunctul inspectorului șef, colonel Dumitru.